Concurența acerbă pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de primar la alegerile locale din luna iunie. Printre cei care și-au manifestat intenția de a candida a fost și Fănică Bârlă. Noul primar interimar și-a depus candidatura în ședința PSD Buzău de aseară, dar s-a răzgândit când a aflat că în competiția internă s-a înscris și medicul Victor Ioniță. Nu este un secret că eu mi-am depus ieri, într-un cadru organizat și într-un partid foarte bine așezat și fără tabere, candidatura. Au fost aseară, s-au reunit biroul lărgit al municipiului Buzău și s-au depus încă două candidaturi. În momentul în care am auzit și celelalte două candidaturi, am făcut o analiză pe moment scurtă și eu, Fănică Bârlă, am gândit că domnul doctor Ioniță, cu imaginea pe care o are în municipiul Buzău, partidul dorește o imagine nouă, nepătată și corespunde la această imagine. Eu, cu bune și cu rele, duc de 8 ani de zile în cârcă multe. Mi-am luat multe nemeritat, foarte multe nemeritat. Probabil că multe au fost meritate. Dar imaginea doctorului Ioniță, faptul că nu e doar un doctor, este cel mai bun anestezit pe care l-a avut județul dintotdeauna. El a fost foarte apropiat de oameni, el chiar iubește oameni în adevăratul sens al cuvântului. Bârlă și-a oferit public serviciile lui Victor Ioniță, atât în campanie electorală, cât și în eventualitatea în care medicul va triumfa în alegeri și va deveni noul primar al Buzăului. Cred că am putea să-l ajutăm mult mai mult și să-l coordonăm în administrație, el fiind primarul municipiului Buzău. Un alt candidat puternic pentru primărie este omul de afaceri Constantin Toma, susținut chiar de liderul PSD Buzău, deputatul Marcel Ciolacu. În cursa internă s-a înscris și Sorin Lazăr, director la Registrul Comerțului. Pentru desemnarea celui mai bun candidat al PSD la funcția de primar se va realiza un sondaj de opinie. Domnul Sorin Lazăr de la Registrul Comerțului și-a depus candidatura pentru a putea să existe o dezbatere internă în partid și pentru un sondaj. Domnul Toma, iară, este un alt candidat. De va fi Toma, Ioniță sau Sorin Lazăr, e de precizat că viitorul candidat al PSD va porni cu prima șansă în alegerile locale din iunie.